Bărbatul de 49 de ani cu arma căruia băiețelul din Târgu Mureș în vârstă de 8 ani și-a împușcat mortal fratele a fost arestat preventiv pentru ucidere din culpă. Pe de altă parte, a fost sesizată și Direcția pentru Protecția Copilului, care îl va audia pe băiețel dacă situația o va impune. Andreea Stan a aflat și alte date noi din ancheta care este încă în desfășurare. Andreea, cine este acest bărbat? Bine v-am găsit! Bărbatul este șef de district la Ocolul Silvic din Mureș și surse din anchetă spun că acesta se afla în timpul liber. Mai mult decât atât, arma pe care a dus-o la picnic, acolo unde se aflau și părinții, dar și cei doi copii, nu era arma Ocolului Silvic. Era arma personală a bărbatului, o armă neletală, de agrement, cu compresie. Acesta era un apropiat al părinților celor doi minori, prieten bun cu tatăl copiilor, care este medic veterinar. În acest caz, poliția a sesizat inclusiv Direcția pentru Protecția Copilului, iar reprezentanții spun că sunt pregătiți să îl audieze pe băiețel dacă ancheta va impune acest lucru. Mai mult decât atât, ei vor asigura și consiliere psihologică familiei dacă aceștia le vor solicita ajutorul. Ancheta cu siguranță va complica lucrurile dacă se va dovedi că toți cei prezenți au manevrat arma, deoarece pentru acest tip de pușcă e nevoie de permis. La ora 18 vom reveni cu alte informații pe marginea acestui subiect.